Nu știu cum ați petrecut cu voi ziua de Valentine's Day. Eu am început-o în Craiova, am fost la București, după care am ajuns să fiu dat dispărut la 2 dimineața undeva pe la Drobeta, Turnul Severin. Da, a fost o zi cel puțin interesantă și din fericire am avut camera cu mine tot timpul. Have fun! Salut, eu sunt Sherry, bună dimineața, sunt în Craiova, toată lumea râde, bună, poți să vii, poți să vii. Ceau, da. Ia vină un pic încoace. Că ceva pe retiră. Știi, când vii foarte frumos și îl vezi pe Șelaru, bună dimineața, eu sunt Sherry. Era poviță, eu suntem la Buzești, la școală, și mai oprăm aici cu școala, acolo e școala, acolo e o cafenea. Eu am mereu decizii grele de-astea de făcut de dimineață, unde să mă duc. Acum mă duc la școală, ca mate prima oară, dar asta e. 7 dimineața, trag! Somnul pentru aia slab! Bun venit la Liceul Național Frații Buzești, cel mai adevărat liceu. Între timp a început să ningă. Gami nu este cu noi la Craiova, dar putem face turul Buzeștiului cu Răzvan Popa. Putem observa aici o clădire antică, cam de pe vremea grecilor, cred. Acesta, dragii mei, este patinoarul Buzești District, locul în care alunecăm ca dracu pentru că și ninge și plouă. Acesta, dragii mei, cum puteți vedea, este District Cafe. De Riric, sponsorizați acest băiat, vă rog. Dragii mei, acesta este District Cafe, locul de suflet al tuturor chiurangiilor din Buzești. Și am ajuns în district, vreau să fie foarte clar de la început, eu nu chiuresc. Noi nu facem biologia, da? E profesor supinitor. Ăștia chiuresc, vedeți? E chiurește. E chiurește greaba, da? Am sport. Suntem aici de la sport, avem olimpiada. Acum mai nou ninge, deci nu mai plouă. Și informații de ultimă oră, bine ați venit la meteo. Averse și descărcare. Stai să vedem dacă... Seița zăpezii, nu știu. Am auzit că ești fanger, Grammy OS. Deci la ziua ta pe care sper că o faci, acolo la... Sonia, nu dezvolui secretul cu petrecerea de milion, te rog frumos, nu? Combinație, da, combinație, da? Faci combinație. Mă îmbrac decoltat. Auziți, Grammy? Să fii cu minte. Încă un moment de reclamare. Grama ține de tine și de Mimi. Eram la KFC în vară și era o coadă foarte mare. Și am zis Grama că dacă intră el, stai la coadă pentru noi și ne comandă la toți. Dacă face chestia asta, o să vorbesc cu Mimi să-i dea cerere de prietenie. Și așa a fost, Grama s-a dus să stai la coadă cu noi și acum Grama o are pe Mimi la prieten pe Facebook. Aoleu! Mă numesc Edi Matei. Toată viața mea am muncit să ajung unde sunt și acest liceu de prestigiu mi oferă șansa să ajung cineva în viață. Rămâneți în școală. Am terminat orele, adevărat. Trebuie să chemăm taxi, adevărat. Băi, trebuie să-mi comand taxi și nu găsesc, ok? Am probleme mai mari decât Andrei Negriu în momentul ăsta. Ei, am ajuns la gară și în vreo jumătate oră o să plece trenul. Nu mai claxona, boy. Ei, ăla-i trenul nostru. Bă, frate, mă juc că e atât de ciudat să faci vlog singur, gen daily vlog. M-am dezobișnuit să fac chestia asta. De obicei, când filmez daily vlog-uri, sunt cu prietenii și e mult mai fun și e mult mai caterincă, că toată lumea vine cu glume. Și avem dume între noi. Acum sunt eu și cu omul meu aici. Și cu trenul ăla care face zgomot, băga mea. Da, deci nu știu ce să vă zic, e aproape 2, o să plece trenul, o să ajungem la București, o să mergem să filmăm pe Torino Gordon și cel mai bine ne vedem când ajungem direct în București. Hei, și am ajuns în gara de nord, acest loc de-a drepturi minunat, cu aceste bărți absolut incredibile, oameni buni. Din fericire, Rino a avut inspirația să închirieze o parcare subterană pentru chestia asta. Și aștept pe omul ăsta de la taxi fai de 7 minute și tot nu vine, plâng. Prâng, uitați-vă la mine că prâng. Încă nu prâng, dar o să prâng dacă nu. Eee, a venit omul meu Valentin, adevărat! Te bagi, unde te bagi? Ei, am ajuns în sfârșit în parcric, frate. Deci am făcut pe drum 45 de minute, am zis că mor. Suntem aici cu Alex. Salut! Salut! Și o să coborăm în parcare unde se filmează. Rino vrea să-și ia un Panamera, că am de aici a pornit problema. Oh, damn! Deci toată asta e pentru filmat? Absolut tot? Da! Așa se salută doi vloggeri, scot camerele, se filmează din salut. Ia uite pe Rupu, ce faci, Rupure? Haideți! Deci ca să înțelegeți ce înseamnă Gami OS, eu am venit de la Craiova și am ajuns înaintea lui aici. El trebuia să fie aici acum. Oh, se întâmplă! Hei! Hei, hei, hei! Salut, Brazi! Ai o mână, ai o mână! Salut, mă! Ce zici? Te-am cu Redu aici, ești nebun? E timpul să te schimbi, Rino! E timpul să te schimbi! Când te schimbi! Frumos! Flexez numele ăsta, mersi, hai că filmăm amândoi același cadru, suntem... Cred că vine... Oh, mai repede decât mă așteptam! Și zic, boss! Grammy OS! Din cap până în picioare, ai!
Vă prezint această minunăție de cameră RED. Ecranul de la RED e mai mare decât toată camera mea, frate. Stați că Gami se dă expert la camera aici. Spune-ne, spune-ne Gami despre camera. Tokina 1160. Turul camerei cu Gami OS. Sau seasă săptămâna viitoare, maxim 10 zile. Fratele meu și lege în spatele camerei. Abonați-vă la canalul meu. Abonați-vă la canalul meu. Destulă reclamă pentru Gami OS. Pleacă dracu de aici. Ne uitați prea mult Claus. Sau poate chiar la canalul meu. Nu, în niciun caz. Deci, de fapt, nu. Deci, hai să vă zic, eu sunt cel mai important de aici. Până aici, flexează off white. Flexează off white. O flexez și pe Mona Lisa. Asta e mersul meu. Stai că mi-a venit mașina, e adevărat, băieți. O să ne punem să ne filmăm și noi părțile din videoclip. Adevărat, Gami, te simți, ești undeva pe acolo, nu? Ești da, te-am nimerit. Camera asta n-are ecran, n-am de unde să văd ce în spate. Păi dacă n-ai bani, hatere. Gami, flexez Canon 70D, oprește-te. Mario Fresh aici flexează, Gami își face poze, Brazi filmează cu Redu, toată lumea. Sunt convins, vreau să-mi iau Panamera. Domnule Rino, care a fost motivația dumneavoastră pentru a alege Panamera ca marca de mașină despre care să cântați în acest single? Haideți să-ți arăt. Nu e gol. Turul mașinii cu Gami. Bine v-am găsit la turul mașinii cu Gami. Avem aici niște jante agresive. Sunt și răsate jos de tot, după cum putem observa. Și ce scrie aici? Dacia Logan. Lino Golden 4S. Da, și aici are size bucket change. Vreau să-mi iau o ciocolată. Să mor de fiecare dată, dau o glumă proastă. Mă gândesc după aia, mamă, ce proastă a fost gluma. Peste o secundă dau pe Cazi. Ha, ce glumă bună. Eu sunt ăla care vine direct din Dubai și seamănă cu Stromae. Un tip care seamănă mult cu ăla care cântă Alor on Dance. Check. Gang, gang, cine mă ăla de face critică toate videoclipurile. E un vision, mă, poți. Da? Da. Și vrei să ne superi mereu, bro? Așa faci? Deci, și apropo, îl cheamă Stromae, nu e un băiat. Matias. Nu e un băiat. Și oricum Stromae e next level shit. Adică a fost un compliment. E ok. Vision nu e bine, boss. Nu, e ok, că a făcut 200.000, a făcut 200.000 la critică. E ok, omul, e ok. Dar Vision, deci Vision mai intră pe tendință cu astea, cu videoclipurile. Da, era în 14. E mare, boss. Eram 14. Oricum, mulțumim. E ok. Mulțumim. Doar cât te a pupăm. Fost, doar 8 greșeli, nu? Da, mă, da, alții sunt mai multe. Dar la noi a fost bine. Mulțumim, te pupăm, pace și dragoste. Caz incredibil aici, Mario Fresh s-a apucat de vlog de câteva săptămâni, dar deja fanii roiesc în jurul lui. Incredibil succesul lui. Subscribe la Mihaiță KGV. Bine v-am găsit la turul șmecherie. Aici Mario Fresh se flexează cu geaca lui Supreme și cu acest Mercedes, dar mașina lui e aia. Da. Stați un pic, ia vedeți aici. Băi, asta e. Wow, deci astea sunt noile tendințe în ce înseamnă Shelly freza. Vreau să vă văd pe toți 1,5 milion de oameni cum vorbesc cu freza asta. Mi-am făcut această poveste acestei freze. Mi-am făcut această freză după ce am intrat în depresie pentru că am stat o oră în trending. Mario te crede, gen. După aia, stai să vedeți, plângeți, am căzut pe 3. Da! Aia pe 4. Da. A venit Kaya Streams, a pisat pe mine. A intrat direct în 1, trebuia să pici și tu pe vreun loc, gen. Mario, ai ceva de comentat despre treaba asta? Mă doare. și la eveniment mi-a greșit posterul, ești de bun? Boss. la eveniment l-a pus pe unchi, l-a pus acolo Alex V, la Killa Funic și când a pus Black Matias a pus BLV, Boss, dar știi că am avut aceeași problemă pentru că eu sunt râit, gen, știi? Da. Și trebuia să răspund oameni pe vremea că nu mă știa lumea cum mă cheamă pe mine, gen, cum mă găsești, ziceam Sherry, cum?
Sherry, cum Sherry? Sherry. Aveam 5 colegi de clasă și ziceam cum să scrie link-ul youtube.com slash Andrei Șeraru. Nici n-aveam prieteni. Andrei Șeraru. Chiar n-aveam. N-aveam prieteni. Hai, uite-te și tu, e plin de prieteni pe aici. Uite. Bă, și eu mă avem de treaz două play-uri, adică de fapt unul, care nu strage acum un play, după aia mergem să tragem un play toți și am terminat cel mai brană clip ever. Totul e frumos, viața e frumoasă, facem chestii interesante. Problema e că eu plec la 10 înapoi în Craiova, pentru că mâine trebuie să mă întorc la liceu, băga mea și... De ce dracu, mințul meu, că-ți scos piesa aia, 45.000 de like-uri și tu n-ai mai scos-o? 40.000, am 50.000 de like-uri. Și de ce nu scos piesa? N-am făcut-o. Păi și când o faci? În weekend. Păi boss, corect, când zici o chestie, gen, fac o piesă, ia, nu știu câte like-uri, s-o ai deja făcută și s-o lansezi. E hype-ul ăla, înțelegi? E hype-ul ăla, lumea așteaptă. Păi lumea se plictisește să aștepte. Nu. Lumea nu doarme pentru că nu scot eu piesă, înțelegi? De-aia nu mai plouă acum afară. Vreau să fie cât mai multe comentarii cu mi se rupe de piesa lui Gami. Mi se rupe de piesa lui Gami. Lăsați comentarii, vreau piesa lui Gami, lăsați în comentarii. Gami scoate piesa 100.000. Ok, hai să vedem cine câștigă. Să vedem dacă sunt mai multe comentarii cu vreau piesa lui Gami sau mai multe comentarii și sigur o să fie așa, mai multe comentarii cu mi se rupe de piesa lui Gami. Am o provocare pentru vlogul tău. Dacă facem 100.000 de like-uri la vlogul tău, avem cot piesa. Deci nu pot să fiu atât de nesimțit să cer 100.000 de like-uri. Păi nu, am cerut eu. Am cerut eu pentru. Păi dar nu vreau să cer. Nu o să facem. Eu mie nu place să cer chestii pe care nu le atingi. Și dacă faci? N-am cum să fac. Apar eu. Deci Gami e din ce în ce mai narcisist pe zice trece. O să ne gândim să-l dăm afară din 5 Gang, dar na, asta e ce să fac. Hei, și am ajuns la Rinora Studio, bine, o să plec în 20 de minute, dar asta e, frate. Da, de mai ceea ce-ți vorbesc, dar voi... Sau încă nu. Ce s-a întâmplat de fapt? Nu, titlul nu e clickbait, chiar am fost alea dispăruți. Hai să vă povestesc cum s-a întâmplat asta. Acum e joi, 15 februarie, 7 seara, deci practic eu filmam clipul cu Rino ieri, la ora asta. După care m-am dus la trenul respectiv de 10 noaptea și trenul nu era de la CFR. Trenul a fost prima dată când eu n-am mers cu un tren de la CFR, am mers cu un tren de la o altă firmă. E mult mai ok, e mult mai luxos din toate punctele de vedere. Atât de mișto încât m-am făcut extraordinar de confortabil, mai ales fiindcă nu vedeai nimic prin geamuri. La un moment dat am mai stins din lumini și am adormit și telefonul meu a rămas fără baterie, eu dormind. Gen, eu n-am simțit că mă ia, s-o-mi pus simplu țin minte că mă uitam pe geam așa în gol și m-am uitat doar la ceas și am zis că e 2:30. Eu trebuia să ajung în Craiova pe la 1, ceva de gen. Mă uit așa, văd pe controlor, domnul Șeraru face, nu înțeleg geam de unde îmi știe numere, ce se întâmplă. Și mi-a spus că nu sunt la Craiova, că am trecut, că spre Adrobeta turnul Severin și eu am crezut, bă, ăsta glumește cu mine, e imposibil să fi fost atât de prost. Și după aia m-am adus aminte, stai că e 2 noaptea, da, chiar am făcut asta. Ai mei au fost la un chef de Valentine's Day în seara aia, a cântat Daniela Gheorfi și a făcut maică mea poze cu ea, minunat, s-au distrat. Și când au ajuns acasă de la cheful ăla, eu trebuia să fiu deja acasă, gen, trebuia să fie ajuns. Și au văzut că nu sunt acasă, s-au panicat, au început să mă sune, eu nu răspundeam că n-aveam telefonul. Așa că m-au dat la dispăruți. L-am sunat la poliție și m-au dat la dispăruți și îmi spune controlorul mie, gen, că sunteți dat dispărut, vorbiți cu tatăl meu astăzi. Sunt pe taică, mi-am explicat, e oricum se aștepta că eu să fie adormit, dar a sunat numai așa. Să dăm copilul dispărut, în caz de orice, așa. Și gen, când m-am trezit, eu urmam să oprim la ceva comună de pe lângă Drobeta, Barota, ceva, după care urma Drobeta turnul Severin. Am încercat să stau treaz cele 15 minute până am ajuns la Drobeta turnul Severin, cu mari greutăți am reușit. Am coborât la Drobeta turnul Severin. Drobeta turnul Severin. Aici orașul de șmechere plin. Erau acolo doi polițiști. Domnul Șeraru, da, eu sunt, da. Că sunteți bine, sunteți, da, sunt bine. Foarte de treabă polițiștii la Drobeta, de altfel s-au asigurat că mi-au bilet, că e totul ok. Am stat o oră prin gara de la Drobeta, am făcut poza de thumbnail, hashtag priorități de youtuber. Știți ce tocmai am făcut eu în această seară? Am adormit pe tren de la București și acum am ajuns la Drobeta turnul Severin. Când eu trebuia să ajung la Craiova, gen. Și acum iau tren înapoi spre Craiova. Morala este, nu adormiți pe tren, copii. Și ascultați-i părinul când vă zice să dormiți la București, să nu vă duceți de nebun la Craiova la 10 noaptea ca să prinde școala a doua zi. Brino, ai avut mare dreptate, ai avut mare dreptate, oricum mi-am băgat picioare. Și m-a suit într-o mizerie de personal care a plecat la 4 și 12 și a făcut 3 ore de la Drobeta turnul Severin până la Craiova. Am ajuns în Craiova.
am ajuns în acest pat și am dormit. Cam asta este povestea mea de Valentine's Day. E ok, acum e joi seara, eu mâine la prânz iar până la București să editez ăsta, până atunci trebuie să mai editez un sketch, până atunci, da, e ok, o să refacem pe toate în seara asta, cât timp o mai avea până nu ne ia somnul. Da, de la ceea ce îți vorbesc, dacă aveți fumat, aș vrea dați un pumn butonul direct, să dați un share pe Facebook, mi-a ajutat foarte, foarte mult, dacă încă n-ați făcut să vă abonați, eu m-am dus, vedeți că este Panamera, cred că săptămâna viitoare și e mega foță piesa aia, pa! Drobeta, drobeta, turul nu se veri, aici orașul de șmechere plin. Vișnițari, pandicari, suhute de panacotari, panacotari, panacotari.